mă numesc Anca Ciortan și sunt medic specialist medicina de familie cu competență de apifitoterapie și lector de Ayurveda. Tema pe care o voi prezenta se referă la o perspectivă ayurvedică asupra tratamentului amenorei prin metode naturale. Ce este amenorea? Amenorea înseamnă absența menstruației după vârsta de 16 ani sau absența sângerării menstruale pentru o perioadă mai mare de 90 de zile la femeia la care ciclul menstrual a început. Astăzi voi prezenta cazul unei paciente în vârstă de 38 de ani care s-a prezentat la clinica noastră pentru următoarele simptome. Amenoree, tahicardie, hipotensiune arterială, durere în fosa iliacă stângă, contractură la nivelul coapsei stângi, tumefiere a genunchiului stâng, rigiditatea coloanei vertebrale și stare de slăbiciune. Toate simptomele menționate mai sus au survenit ca urmare a unui stres emoțional intens, aproximativ cu 5 ani în urmă, cu 5 luni. Diagnostic. Din punct de vedere clinic, la examen pacientei am constatat tegumente uscate și calde, deficit ponderal, pacienta având 1,64 înălțime și 50 de kilograme. De asemenea, a relatat că a scăzut în greutate cu 2-3 kilograme. De asemenea, prezenta hipotensiune arterială 90-60 mmHg, adenopatie inghinală stângă, durere la palpare în fosa iliacă stângă și în hipocondrul drept și intoleranță la frig. Dintre antecedentele personale, antecedente fiziologice, ciclul menstrual a fost neregulat. Dintre cele patologice, pacienta a mai prezentat o sarcină oprită în evoluție la 4 luni și jumătate și la vârsta de 33 de ani. De asemenea, a mai prezentat insuficiență secretorie de progesteron și varice de la vârsta de 25 de ani. Am stabilit un diagnostic ayurvedic și anume prakriti sau tipul constituțional este vata pita, iar vikriti sau tipul de dezechilibru am stabilit ca fiind de tip vata cu revărsare și relocalizare lui vata dosha la nivelul lui shukra dhatu. Simptomele de mai sus corespund potrivit sistemului medical Ayurveda cu agravarea lui vata dosha și revărsarea și relocalizarea ei în celelalte țesuturi sau datusuri și sisteme corporale ayurvedice, respectiv sroturi. Cum am stabilit diagnosticul ayurvedic? Uscăciunea tegumentelor indică revărsarea lui vata dosha în rasa vaha srota sau sistemul limfatic și piele. Tahicardia și hipotensiunea arterială indică revărsarea lui vata dosha în rapta vaca srosta sau sistemul circulator sanguin. Contractura la nivelul coapsei stângi indică revărsarea lui vata dosha în mamsa vaca srosta sau sistemul muscular. Și deficitul ponderal arată revărsarea lui vata dosha în meda vaca srosta sau sistemul care deservește țesutul adipos. Tumefierea genunchiului stâng ne arată o relocalizare a lui vata dosha la nivelul lui asti vaha srota sau sistemul osos. Starea de slăbiciune extremă este corolată cu scăderea marcată a lui bala sau vitalitatea și, în final, amenorea arată relocalizarea lui vata dosha în shukra dhatu sau țesutul reproducător. Patogeneza bolii. Am stabilit că un stres intens, de orice natură ar fi, fizic, intelectual sau emoțional, este cauza unei agravări a lui vata dosha și, ulterior, dacă acest stres persistă,
va conduce la o revărsare și o relocalizare a acestei doșa în alte țesuturi. Tratamentul pe care l-am instituit. Pacienta a primit 3 amestecuri de plante medicinale românești, 2 dintre ele diferențiate în funcție de faze de ciclu menstrual, iar al treilea un amestec cu efect tonic, vitalizant și regenerant. La plantele românești am adăugat și o plantă medicinală din India. Primul amestec de plante medicinale a fost administrat în primele 14 zile ale ciclului menstrual și a constat din lemn dulce, Glycyrrhiza glabra, brânca ursului, Heracleum spondylium, fenicul, Feniculum vulgare, mărar, Anetum graveolens, lipicioasă, Gallium aparine, gălbenele, Calendula officinalis. Acest amestec s-a administrat sub formă de pulbere sublingual, o linguriță de 4 ori pe zi, timp de 15-20 de minute, după care este înghițit cu apă. Al doilea amestec de plante medicinale a fost administrat în zilele 14-28 ale menstruației și conține verbină, verbena officinalis, zmeu, rubus ideus, schinduf, trigonella felum grecum, maceșe, roza canina și arumarius silicum marianum. Acesta s-a administrat sub formă de pulbere sublingual, o linguriță de 4 ori pe zi timp de 15-20 de minute, după care este înghițit cu apă. Al treilea amestec de plante conține coada șoricelului, Achilleamile folium, coriandrum, coriandrum sativum, mătăciune, Dracocephalum moldavica, limba mielului, Borago officinalis și albăstrele, Centaurea cianus. Acest amestec s-a administrat sub formă de macerat la rece, care se prepară din 3 linguri de amestec la 1 litru de apă plată timp de 6-8 ore. Se strecoară și se bea 1 litru pe zi în cursul zilei. În plus, pacienta a primit și o plantă medicinală din India care se numește Yam sau Dioscorea virosa, cu efect progesteron. Plantele administrate au avut rolul de a corecta agravarea lui Vata Dosha. Sunt plante cu principii emoliente, limba mielului, plante digestive, cum sunt feniculul, coriandrul și mărarul, plante vitalizante, și anume lemn dulce, brânca ursului, armurare, schinduf, măceșe, de asemenea plantele sedative, mătăciune, albăstrele, plante purificatoare, cum sunt coada șuricelii și călbenelele, și plante dezobstruante ale canalelor limfatice lipicioasă. Unele plante sunt estrogenice, lemnul dulce, feniculul, brânca ursului și mural, iar altele au principii progesteronice, verbina, schinduful și zmeul. Planta Yam conține substanțe cu acțiune similară progesteronului, și anume conține saponine steroidice sau diosgenina, cum este de exemplu diosgenina. Doza în care s-a administrat o jumătate de linguriță de 2 ori pe zi, adică 2 grame de 2 ori pe zi. Principiul ayurvedice, am folosit principiul ayurvedice și am ales plante cu gust dulce, lemnul dulce și fenicul, de asemenea plante cu gust acru, măceșele, plante cu gust sărat, gălbenelele și miela, limba mielului, și plante cu gust picant, dar în cantități mai mici, cum sunt brânca ursului, fenicul și coriandru. Acestea sunt gusturile care acționează terapeutic pentru scăderea și eliminarea unui exces de Vata Dosha. Tratament, ciclul menstrual revine și se menține regulat pentru o
luată lungă de timp, 6 ani și 5 luni. Pacienta a revenit pentru o nouă consultație în urmă cu o săptămână, prezentând de data aceasta doar amenoree survenită în urmă cu 2 luni. A primit un tratament similar cu cel primit în urmă cu 6 ani, cu plante medicinale indiene și românești. Și după doar 6 zile de tratament, pacienta relatează declanșarea menstruației. În concluzie, tratamentul administrat pe baza principiilor ayurvedice s-a dovedit a fi, în acest caz, deosebit de eficient, a dus în scurt timp la remisia simptomelor de boală și chiar la vindecarea pacientei. Stabilirea diagnosticului și evaluarea pacientului, folosind sistemul milenar tradițional Ayurveda, a permis obținerea rapidă a unor rezultate optime pe care nu le-aș fi putut obține aplicând doar fitoterapia tradițională. Mulțumesc!